Bună seara și bine v-am găsit, dragi elegi, elevi! De multe ori ați avut întrebări cum să vă comportați în anumite situații când sunteți lângă instructorul care vorbește limba germană și voi nu înțelegeți. Doresc să vă arăt aici o parte din cursul online 2, unde aveți absolut tot în ambele limbi. De exemplu, să vorbim despre semafor di de ampel. Weg vom gas, du hast schon În această situație îți spune ia piciorul de pe accelerație, tu ai roșu. Ce este aici important, nu semaforul este important, Aici este semaforul important, nu stopul. Scuzați-mă. Vedeți și eu fac greșeli. Deci, voi trebuie să vă opriți la linia albă, iar când acest semafor se face verde, voi aveți dreptul să plecați, nu mă vă mai opriți la stop. Deci, aici semaforul este important, nu stopul. Here is the ampel wichtig, nicht das Stoppschild. Kuplung treten, weichbremsen, anhalten, în gang. Deci asta vi se spune când v-ați oprit acolo la linie. Apasă pe ambreiaj, frânează ușor, oprește-te, ia treapta 1 de viteză. De multe ori voi vă opriți un pic mai în față de linie și atunci vi se spune încă un pic, încă o bucată, noch ein Stück, noch ein bisschen. Atunci vine culoarea verde și instructorul îți spune Du hast grün, tu ai verde. De multe ori când aveți așa un semafor cu săgeată, îți spune Du hast ein file in der ampel, tu ai o săgeată în semafor. Într-o așa situație, voi trebuie să știți că aveți dreptul de a vira la dreapta de pe banda dreaptă când semaforul este roșu, dar voi trebuie prima dată să vă opriți la linia albă și dacă este liber, puteți merge mai departe. În limba germană se aude așa: Hier kannst du nach rechts abbiegen, wenn die Ampel rot ist. Erstmal musst du an der Haltelinie anhalten und wenn frei ist, Du Ce este iarăși foarte important este această situație. Ai grijă, dacă este roșu, trebuie să te oprești la linia albă a acestui indicator. Pass auf. Bei rot, hier halten. Tu musst hier an der weiße linie anhalten, wenn die ampel vorne rot ist. Vedeți? Aici puteți să și învățați absolut totul în acest curs și în ambele limbi, iar dacă voi stați acasă, puteți să vă uitați la videoclipuri, puteți să citiți, puteți să învățați acasă înainte să mergeți la ora de condus. Eu vă doresc mult succes și dacă aveți întrebări, ne puteți contacta cu drag.